Un bolid de lux s-a făcut scrum într-o parcare din cartierul Constanțean Tomis Nord, iar flăcările s-au extins la încă două autoturisme din apropiere. Pompierii spun că focul a fost pus cu bună știință, însă piromanul nu a fost încă identificat. Alarma a fost dată în toiul nopții pe Aleea Orhideelor din municipiul Constanța, după ce o bubuitură puternică i-a scos în stradă pe mai mulți locatari din zonă. În mijlocul parcării, o mașină ardea ca o torță. Oamenii au sunat imediat la pompieri. Ne-am deplasat la intervenție cu două autospeciale pentru lichidarea unui incendiu la autoturisme. A luat foc un autoturism care s-a extins și la celălalt. Au încercat să stingă proprietarii și cei care au văzut din zonă. Mașina, în proporție de 80%, este arsă. Proprietarul mașinii vizate le-a spus pompierilor că înainte de producerea incendiului a ieșit pe balcon și a auzit mișcare în fața blocului, dar nu s-a gândit nicio clipă la ce a urmat și nu știe cine ar fi putut să facă acest lucru. Mașina nu avea asigurare de tip cască, iar acum tânărul va trebui să suporte din buzunar paguba de 1000 de euro. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și efectuează cercetări pentru a-l identifica pe autor.